Anul acesta s-au împlinit 166 de ani de la nașterea celui mai mare poet român, Mihai Eminescu. Din anul 2011, ziua de 15 ianuarie, a fost legiferată drept Ziua Culturii Naționale, o zi de reflecție asupra culturii române și a proiectelor culturale de interes național. La Cernăuți, Ziua Culturii Naționale a fost celebrată prin desfășurarea de mai multe asociații național-culturale a unei suite de acțiuni culturale, printre care și spectacolul Dintr-o casă în altă casă, care după ce a fost susținut în mai multe localități cu populație românească din regiunea Cernăuți, în această zi însemnată pentru cultura românească, a ajuns și pe scena regională. Acest spectacol a fost darea de seamă a Școlii Populare de Artă și Civilizație Românească din Cernăuți, din cadrul Centrului Bucovinean de Artă. Această școală populară de artă a fost inaugurată în luna mai a anului 2015. Deschiderea școlii pe lângă Centrul Bucovinean de Artă pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale românești are o importanță deosebită pentru copiii români din regiunea Cernăuți, care sunt pasionați și dornici să studieze arta populară și tezaurul imaterial românesc nealterat și să promoveze valorile culturale românești, dar și pentru părinți, românii care au grijă de tânăra generație să crească înconjurați de adevăratele valori ale neamului, deci în concluzie pentru întreaga comunitate românească din această zonă. Precedată pe parcursul a un deceniu de acțiuni culturale naționale care au devenit repere culturale ale acestui spațiu, Centrul Bucovinean de Artă Cernăuți și-a propus deschiderea Școlii Populare de Artă și Civilizație Românească, care vine să contribuie la revitalizarea și valorificarea autenticității culturii românești, folclorului muzical românesc din această zonă și nu numai, înlăturând influența altor culturi. Proiectul Școala Populară de Artă și Civilizație Românească Cernăuți a fost cofinanțat de Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României și este un proiect ambițios, inedit ca mod de abordare și organizare în regiunea Cernăuți. În același timp, consideră membrii Centrului Bucovinean de Artă extrem de util prin conținut și formă, cu un impact direct și puternic, imediat și pe termen lung, asupra comunității românești din zonă, dar și asupra populației majoritare. A început spectacolul cu o escapadă frumoasă de melodii populare interpretate de Orchestra de Muzică Populară Mugurel, sub bagheta maestrului Nicolae Hackman. Și tot această orchestră a acompaniat formația folclorică Perla, care a interpretat pentru publicul spectator cântece patriotice și folclorice. La spectacolul Dintr-o casă în altă casă, susținut la Centrul Regional pentru Educație Estetică Tineretul Bucovinei din Cernăuți, luceafărul poeziei românești Mihai Eminescu a ajuns la inimile celor care și-au dorit să-l omagieze prin recitarea versurilor poetului de către discipolii secției de limbă română și artă teatrală de la Școala Populară de Artă. Spune lumii large steaguri tricoloare, spune ce-i poporul mare românesc. Când s-aprinde sacru cantida-i valvoare, dulce Românie, asta ți-o doresc. O suită întreagă de cântece populare românești, practic din toate zonele folclorice ale Moldovei, au dăruit publicului spectator cursanții secției de canto popular. De la cel mai mic solist până la cei care deja s-au afirmat pe scenele din Cernăuți și nu numai, au ales cele mai frumoase cântece. Marea majoritate din ele, din repertoriul interpreților consacrați, au răsunat în sala de spectacole, încântând publicul. Această acțiune culturală a fost onorată de prezența oaspeților de onoare din Suceava, Rădăuți, Iași, București și de la Consulatul General al României la Cernăuți. Un mesaj de salut a transmis tuturor românilor din regiunea Cernăuți, Consulul General al României la Cernăuți, doamna Eleonora Moldovan. La mulți ani, Bucovina, de Ziua Culturii Naționale! La mulți ani, dragi români, delegați din România! Mă bucură faptul că astăzi comunitățile de români de o parte și de alta a frontierei sunt aici, la Cernăuți, pe această scenă frumoasă, pentru a-și valorifica tezaurul cultural moștenit,
pentru a reaminti și reciti tradiția, folclorul, literatura și toate valențele culturii noastre naționale. E un prilej de sărbătoare, e un prilej de a ne reîntâlni în acest spirit frumos și înălțător, pentru că doar atunci poate fi numită o zi sărbătoare, atunci când cu sufletul deschis, cu inima deschisă atât față de valorile naționale, cât și de valorile fiecărei culturi, putem trăi, dăinui și conviețui în frumoasa noastră Bucovină, în spațiul binecuvântat de Dumnezeu. Au fost la acest concert și oaspeți care au evoluat în scenă. Formația Alaiul din Helești, județul Iași, care a adus la Cernăuți inedite tradiții și obiceiuri de iarnă, cu deosebite costume și jocul măștilor, care sunt unicate în toată zona Moldovei. Momente deosebite cu colinde strămoșești au dăruit spectatorilor și formația Țărâncuța din satul Marșânță și horul Bisericii Sfântul Ioan Teologul din satul Priscăreni Hliboca, condus de părintele paroh Ioan Bănelean. Oaspeți cu azur în gene și zăpadă pe opin, se ivire la fereastră cu colinde și din spusele domnișoarei Svetlana Ursu, directorul școlii și prezentatoarea acestui spectacol, copiii de la secțiunile Încondierea de Ouă, Sculptare în Lemn, Arta Plastică și Pictura pe Sticlă au expus lucrările sale la școală, unde a fost vernisată cu ajutorul Centrului Cultural Bucovina și o expoziție a artistului fotograf Victor Rusu din Suceava. Organizatorii acestor acțiuni culturale românești, reprezentanții Centrului Bucovinean de Artă, își doresc să sublinieze relevanța desfășurării lor într-un spațiu multietnic și multicultural și susțin că identitatea culturală este elementul definitoriu pentru om în viață. Partenerii în organizarea acestui eveniment sunt animați de dorința de a susține astfel de activități culturale pentru a-i ajuta pe tinerii creativi de etnie română din acest spațiu istoric să-și atingă aspirațiile, fiind convinși că, datorită acestui sprijin, dar și elanului, ambiției și dorinței tinerilor, propagarea și valorificarea comorilor populare românești va avea succes. Doar noi avem puterea să aducem soarele dintre nori, deschideți inima, nu plângem. Pentru toți copiii lumii există câte un înger păzitor. Doar noi suntem speranța oamenilor. Doar noi avem puterea să aducem soarele dintre nori. Deschideți inima, nu plângem. Pentru toți copiii lumii există câte un înger păzitor. Doar noi suntem speranța lumii.